socială. Realitatea arată că în multe localități putem să avem lucrător sau asistent social și nu avem medic, dar avem, de exemplu, un asistent medical. În alte localități, din păcate, din cauza salariilor mici, fluctuația cadrelor în sistemul social este prea mare și atunci medicul de familie, care ar putea să beneficieze de un anumit sprijin din partea sistemului social, rămâne singur în fața unei comunități de câteva mii de oameni. De aceea, rolul nostru ca autorități publice centrale, și noi am discutat deja cu doamna ministru acest subiect, pe parcursul acestui proiect, să încercăm să venim cu mai multe beneficii. Scopul de bază, echipe conjugate între specialiști în domeniul protecției sociale și sănătății la nivel local. În acest caz, pentru neadmiterea niciunui copil, chiar dacă are o dizabilitate, niciun copil nu trebuie să fie instituționalizat. Dacă ne reușește acest lucru, putem să spunem că punem bazele unei temelii adevărate pentru protecția copiilor.